Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou replay cu World of Tank. În episodul de astăzi avem un replay de la Confucius, un urmăritor de-al nostru, care a jucat pe HVK 30, un light premium de la German, de Tyropt, unul dintre light-urile care și mie îmi place foarte mult. Ca și abordarea hărții a venit foarte bine aici, în zona de spot, unde de obicei pe harta asta pentru prima dată urcă light-ul aici, în zona asta. Este un match pe care eu l-am văzut de vreo 2 sau 3 ori, m-am uitat de fiecare dată la tot aspectul meciului cap-coadă și vă spun că este un match în care mai puțin a făcut rolul de light aici, pentru că o să vedeți s-a axat foarte mult pe shot. Demonstrând că acest light este și un foarte bun mediu, deci poți să-l joci versatil atât pe postul de light cât și pe postul de mediu. În acest moment aici jucătorul cu garda vine și pur și simplu îl blochează pe Confucius, îl blochează aici și îi obstrucționează posibilitatea să retragă. Ce mai e dureros la toată scena asta, faptul că jucătorul de gardă este român, Ștefan Play. Foarte urât din partea lui să joci în felul ăsta, să blochezi light-ul fiind foarte vulnerabil cu un HP de 1100, poate să-și ia un shot periculos de la un tank, cum am avut acolo la colți Cariu, un tank foarte periculos pe partea de shot, și în felul ăsta poate fi scos din luptă. Totodată, despre gardă, nu are ce să caute aici în zona asta, dintr-un singur aspect: are turela pe spate, nu are dispersie la gun și e cam inutil aici, spațiul fiind foarte îngust aici în zona asta. Tu dacă vii cu un tank care ai turelă pe spate, vei încurca foarte mulți jucători de aici, pentru că n-au spațiu să se miște din cauza ta. În continuare, HVK-ul continuă să facă damage aici, a prins în zona asta Vipera, care este total cu spatele înspre el, așa că îl farmează foarte, foarte fain. L-a costat mult pe Viper acolo urcatul atât de sus. Și în momentul de față e și Sahaladinul e focusat acolo, lovit. Poziția HVK-ului aici foarte bună, cu toate că este spot peste tot. După cum vedeți, sunt foarte puține tankuri în echipa lui care dau suport și dau focus în același timp pe ținte. Nici nu-i de mirare, la fel cum a jucat jucătorul cu garda, deci total inutil, total aiurea poziționat. E genul de meci în care cu light-ul practic trebuie să faci și treaba de mediu. Uitați aici cât de frumos și-a încasat gardă un shot de la Cari. Din nou, de data aceasta, garda este prins în poziția de naș, nu se putea retrage pentru că, repet, turelă pe spate, foarte prost poziționat pentru shot și așa mai departe. Dacă vă întrebați de multe ori de ce se pierd anumite meciuri, ăsta e tipul de jucători care scrântesc total meciul. Ei nu cred că sunt conectați cu gândul să câștige, sau nu intră cel puțin în meci cu gândul să câștige meciul respectiv. Și mai repede, cu gândul de a obstrucționa un jucător din echipa sa, de a-l împinge și de a-l defocusa de ori de câte ori e nevoie. După cum vedeți, e constant în spatele HVK-ului, constant pe deranj, constant să facă doar antijoc. Merită un report din tot sufletul pentru Ștefan Play.
HVK un tank destul de bun pe shot, face parte din categoria tankurilor light germane care au un tun destul de bun. Cel puțin acest HVK este mult mai bun decât HVK-ul de linie, HVK 12, care e un tank mai slab pe partea de gun și pe partea de mișcare. Este mai mic, mai robust decât HVK 30, dar foarte greu de sincronizat și foarte ușor de răsturnat. Deci te răsturn foarte ușor cu tankul respectiv și e cam foarte greu de jucat. Celălalt de 9, RU, care seamănă foarte mult cu HVK-ul, având o aceeași tip de șasiu, de construcție, de formă, la fel, un tank destul de slăbuț, un tank destul de orb, să zic așa, pentru partea de scout, dar care are un tun foarte bun. În schimb, cel de 10, RHM-ul, un tank super bun. Dar să revenim din nou la joc și să ne focusăm aici pe ce se întâmplă. În momentul de față, 2700 damage pentru Confucius. Foarte bine a jucat aici, se vede că a jucat destul de multe lupte pe acest tank, îl cunoaște foarte bine. Știe când este spotat, unde e zona de weak spot pentru el, unde să te duci. Cunoaște tankul și pe partea de gunfire, tot ce ține de el. Îmi place mult cum îl joacă. Două kill-uri în momentul de față, 3400 damage. Spot curios și foarte interesant, 57 doar, din motivul că nu a fost focus, pur și simplu. Echipa a rămas acolo pe spate, a fost focusată partea dreaptă, acolo unde era și Vipera, puteau să aibă carne de tun la greu, doar că nu au tras, a fost total într-o altă direcție. În sfârșit cade și Vipera acolo la colț. Bourascu trece dealul aici, spotat de data asta HVK-ul. Și enilat acolo. RHM-ul inutil acolo, inutil, nici n-a scos Bouratul, dar nici nu a stat safe ca să nu moară. Confucius rămâne aici după piatră până la camuflare. Se duce peste nomad aici. Foarte bine, shot peste shot. În sfârșit s-a trezit și gardă să facă ceva în meciul ăsta, ceva ce ține de WOT și nu mai ține de hârjoneală și atât. Da, aici dă că îl va ajuta cu siguranță. Cu siguranță nu, mai repede nu mă ajuți. În momentul de față cam 5 tankuri de partea inamică, 2 heavy și 3 TD-uri. Meciul pare a fi controlat foarte, foarte fain pe flancul ăsta. Confucius deschizând flancul de shot aici. Un shot super fain aici la Forest Spirit, un shot cu șenilă. Foarte bine jucat aici pe lângă perete, fără expunere. A căzut și Forestul. Și practic ăsta a fost meciul cu un damage de 4500. Zic că și-a făcut mai mult decât trebuie meciul aici. Scoate foarte frumos Cariu. Deci continuă run-ul pe lângă el. Foarte frumos meciul, foarte bine jucat. Bravo Confucius!